Lucrările de la Piața Viilor sunt pe ultima sută de metri. Simion Drelciuc, directorul societății UrbanServ, a precizat că lucrările continuă în ritmul impus constructorului, astfel încât la mijlocul lunii iunie piețarii vor avea un spațiu reabilitat pentru desfășurarea activității. La momentul actual se lucrează la definitivarea interiorului halei de lactate. Din discuțiile avute, se pare că la jumătatea lui iunie constructorul va finaliza toate lucrările aferente. Noi așteptăm să fie definitivat interiorul halei pentru a putea pune mesele pe care noi le-am comandat. Sunt 50 de mese noi pe care le montăm în interiorul halei și încă 32 de mese recondiționate. Se lucrează și la spațiile laterale, care vor fi date spre închirierea agenților economici. Tot la jumătatea lunii iunie se estimează și finalizarea sistematizării zonei. Aleile din jurul pieței, ați văzut că se lucrează intens la zona respectivă. Hala de lactate poate o putem tot până la jumătatea lunii iunie deschide, mă refer doar pentru producătorii individuali din România. De asemenea, Simion Drălciuc a menționat că producătorilor din Republica Moldova și Ucraina le vor fi puse la dispoziție două puncte expoziționale. Acest obiectiv face parte din cadrul unui proiect transfrontalier. Proiectul de reabilitare și modernizare a Pieței Viilor este finanțat din fonduri europene, iar valoarea totală a lucrărilor este estimată la suma de 192.000 de euro. Asta fără lucrările suplimentare ce trebuie efectuate.